Adevăruri biblice fundamentale. Libera alegere și conștiința. Vrem să continuăm uitându-ne la fundamente, principii, ce le putem învăța din primele capitole ale Bibliei, în special din primele patru capitole. Așadar, înțelegem de acolo care este problema de bază a omului. Aceasta este ceea ce am luat în considerare de-a lungul ultimelor patru sesiuni. Iar în această a cincea sesiune vrem din nou să ne uităm la câteva din acele lucruri care sunt ascunse și pe care Duhul Sfânt caută să ni le descopere pentru a ne ajuta să identificăm problema omului. Și apoi putem să vedem soluția pe care Dumnezeu a făcut-o pentru a rezolva problema noastră. Ne-am uitat la scopul lui Dumnezeu pentru om, purtarea lui de grijă, tacticile lui Satan și căderea omului în două feluri de păcate. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte astăzi despre libera alegere. Unul din cele mai mari cadouri pe care le-a oferit Dumnezeu omului a fost libertatea alegerii. Dumnezeu nu a dat această libertate a alegerii planetelor, stelelor, pomilor. Ele nu au nicio alegere. Planetele îl ascultă pe Dumnezeu automat de mii de ani. Niciodată nu au fost neascultătoare de Dumnezeu, nici măcar pentru o sutime de secundă. Dacă tot ce ar fi vrut Dumnezeu ar fi fost ascultare de la om, Dumnezeu putea să îl facă pe om ca acele stele și planete. Vreau să zic format ca om, făcut din carne și oase, dar programat interiorul ca un robot. Astăzi sunt roboți ce pot fi programați să facă orice. Dumnezeu, la tot puternic, ar fi putut să-l creeze pe om ca un robot, programat să-l asculte exact. Niciodată nu s-ar fi dus lângă pomul cunoștinței binelui și răului, deoarece a fost programat să nu meargă acolo. Ca un calculator ce este programat să facă orice l-am învățat să facă. În același fel, ar fi putut Dumnezeu să-i facă pe Adam și Eva. Și ei ar fi ascultat 100%. Dar Dumnezeu nu a vrut doar ascultare. El primește ascultare de la planete și stele și pomi și semințe care ascultă legile lui Dumnezeu de la creație și alte multe, multe lucruri. El a vrut o ascultare care să fie voluntară. Aceasta este așa de importantă, deoarece fără ascultare voluntară nu ar putea fi sfințenie. Dumnezeu este sfânt. Omul nu poate fi niciodată sfânt dacă nu alege să asculte. De aceea, libera alegere este cea mai importantă cerință pentru un om să fie sfânt. Și Dumnezeu nu o ia niciodată. Când un om este născut din nou și devine creștin, Dumnezeu nu îi ia libera alegere. Când un om este umplut cu Duhul Sfânt, Dumnezeu nu îi ia libera alegere. El încă are control complet asupra sa însuși. De fapt, când un om este umplut cu Duhul Sfânt, el are un control mai bun asupra sa însuși, deoarece Biblia spune că roada Duhului este înfrânarea, autocontrolul. Galateni, capitolul 5, versetul 23. Astfel, te uiți cu suspiciune la cineva care spune că atunci când a fost umplut cu Duhul Sfânt, a fost aruncat dintr-o parte a camerei în altă parte a camerei sau nu s-a putut opri din vorbirea în limbi sau nu a putut să aibă niciun control asupra sa însuși. Toate acestea mă fac pe mine suspicios, deoarece am văzut în Scripturi că demonii sunt cei care preiau controlul asupra omului. Oamenii posedați de demoni nu mai au niciun control asupra lor înșiși. Am văzut o mulțime de cazuri de oameni posedați de demoni care nu aveau niciun control asupra lor înșiși. Diavolul controlează omul. Dumnezeu nu vrea să controleze omul așa, până la punctul unde să ia libera lui alegere. Diavolul caută să ia omului libera alegere. Am văzut oameni posedați ce nu aveau niciun control asupra lor înșiși. De aceea citim în Biblie despre posedare de demoni, demonizați. Dar niciodată nu vei citi în Biblie despre posedarea Duhului Sfânt,
ce citiți în Biblie este umplerea cu Duhul Sfânt. Care este diferența dintre umplere și posedare? Duhul Sfânt umple, demonii posedă. Posedarea înseamnă control total. Demonii posedează o persoană și ea nu știe ce vorbește, ce face și face tot felul de lucruri prostești. Dar un om umplut cu Duhul Sfânt este în control 100% a facultăților mentale, tot timpul, așa cum spune în 1 Corinteni, capitolul 14. Duhul prorocilor este supus prorocilor. Acesta este un verset important. Dacă nu sunteți familiarizați cu el, dați-mi voie să vi-l citesc în 1 Corinteni 14, versetul 32. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Asta înseamnă, când Duhul Sfânt mă umple și folosesc un dar al Duhului Sfânt, poate fi profeția, poate fi învățătura, poate fi vorbirea în limbi, orice ar fi, am control complet peste capacitățile mele și pot să încep și să mă opresc când vreau. Dacă spun, nu mai am control asupra mea însumi în ce vorbesc acum, de exemplu, imaginați-vă dacă nu aș mai avea control asupra mea, nu aș putea să mă opresc din vorbit când programul este gata. Este ridicol. Dar când un demon posedă o persoană care stă aici, ea nu ar fi în stare să se autocontroleze, nu ar ști când începe și când termină. Dar Duhul prorocilor este supus prorocilor. Orice dar al Duhului Sfânt ne este dat pentru ca noi să-l folosim în acord cu alegerea noastră. Dumnezeu dă unui om, de exemplu, un dar de învățătură. Dumnezeu mi-a dat și mie un dar de învățătură. Dacă mă trezești la 3 noaptea și îmi spui să vorbesc o oră sau 10 minute, pot să învăț, pentru că darul mi-a fost dat și Duhul mi este supus mie. Așadar, libera alegere este ceva ce Dumnezeu i-a dat lui Adam și Dumnezeu a vrut ca Adam să facă o alegere pentru a fi sfânt. Și de aceea, când i-a așezat în grădina Edenului, nu le-a spus, face ce vreți. Atunci, cum ai fi știut dacă își folosește voința lui sau a lui Dumnezeu? Deci Dumnezeu a spus, acolo sunt 10.000 de copaci, dar este acolo un singur copac din care nu vreau să iei. Nu a fost o poruncă dificilă. Dacă ți s-ar permite să faci 10.000 de lucruri într-o cameră, dar doar de un lucru trebuie să te ferești, nu poți spune aceasta este o poruncă dificilă. Este cel mai simplu lucru din lume. Dacă Dumnezeu, pe de altă parte, i-ar fi spus lui Adam că acolo sunt 10.000 de copaci și nu ar trebui să se atingă de nici unul din ei, în afară de unul care să îi fi permis. Aceasta ar fi fost dificil, dar nu a fost așa. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt împovărătoare sau apăsătoare. Poruncile lui sunt ușoare. 1 Ioan, capitolul 5, spune, poruncile lui nu sunt grele, nu sunt o povară. Este diavolul cel care ne spune că poruncile lui Dumnezeu sunt grele și apăsătoare. Iisus a spus, jugul meu este ușor, sarcina mea este ușoară. Matei, capitolul 11, versetul 29 și 30. Luați jugul meu, deoarece este ușor, pe când jugul diavolului este greu. Când alegi propria cale în viață, jugul este greu. Deci vedem aici că libera alegere este ceva ce Dumnezeu niciodată nu ți-a, până la sfârșitul vieții. Poți fi cea mai spirituală persoană de pe pământ și să ai control absolut al facultății tale mentale și poți alege până la sfârșitul vieții dacă să-L alegi pe Domnul sau nu. Dumnezeu nu te va ține într-un așa fel încât să spună, acum vei merge în cer, că vrei, că nu vrei. Unii oameni învață așa. Odată ce am predat viața mea lui Hristos, Dumnezeu așa mă ține acum că nu mai am nicio libertate. Voi merge în cer, că vreau, că nu vreau. Ei spun, mântuit, odată, pentru totdeauna. Că îți place sau nu. Cum să fie așa ceva? Căci asta ar însemna că libera alegerea omului a fost acum luată. Iisus spune în Ioan, capitolul 10, versetul 27 la 29, oile mele aud glasul meu și mă urmează. Și când vin după mine, eu le dau viață veșnică. El nu o dă la toți. Oile mele ascultă glasul meu, mă urmează, iar eu le dau viață veșnică. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl care mi le-a dat este mai mare ca mine și nimeni nu este în stare să le smulgă din mâna lui. Credem din toată inima că Iisus este atotputernic, Dumnezeu este atotputernic și noi, dacă suntem în mâinile lor, nicio putere de pe pământ și din univers nu poate să ne smulgă din mâinile lui Iisus sau din mâinile Tatălui. Dar
putem sări noi singuri de acolo. Acesta este lucrul ce ne face să ne pierdem mântuirea. Când eu decid, nu mai vreau să-L urmez pe Domnul. Așa cum un om poate divorța de soția lui, el poate divorța de Hristos și să spună, mi-ajunge, nu mai vreau să merg pe acest drum. Și oamenii așa au făcut. Acum, dacă Dumnezeu ar lua liber alegerea omului și ar poseda o persoană, așa cum demonii posedă o persoană, atunci clar că omul nu ar mai fi pierdut. Ar fi ca un robot din acel moment. Și sunt oameni care învață ceva foarte similar cu aceasta. Când omul îl alege pe Hristos, el devine ca un robot, el nu mai poate fi pierdut din nou. Este ridicol. Sau cum că un om umplut cu Duhul Sfânt nu are niciun control asupra sa. Sunt multe feluri de învățături stricate, deoarece oamenii nu au înțeles importanța liberei alegeri în sfințenie. Acum aplică aceasta ție. Tu trebuie să alegi dacă vrei să fii sfânt sau nu. Și cum cineva spunea, fiecare om este așa de sfânt pe cât vrea să fie. Poate nu realizezi adevărul acelei afirmații, dar este absolut adevărată. Dacă nu ești mai sfânt astăzi, motivul real este, vrei să-l auzi? Este pentru că nu vrei să fii mai sfânt. Nu ești interesat de mai multă sfințenie decât ai acum. Dacă ai fi fost mai interesant, ai fi fost mai sfânt. Ai fi făcut acele alegeri în viață care te-ar fi făcut mai sfânt. Dar nu ai făcut acele alegeri deoarece nu ai fost interesat de mai multă sfințenie. Deci totul depinde de alegerea ta. Și deciziile ce le iei determină ce vei fi peste 10 ani. De exemplu, Iisus spune în Luca, capitolul 9, versetul 23. Dacă cineva îmi aude glasul, dacă cineva vrea să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și numai așa poate fi ucenicul meu. Nimeni nu poate fi ucenicul meu dacă nu se leapădă de sine și își ia crucea în fiecare zi. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în fiecare zi mă confrunt cu alegeri. În aceste alegeri trebuie să zic nu la propria voință și să spun da la voia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să mă lepăd de mine însumi și să-mi iau crucea, să-mi pun voința proprie la moarte și să fac voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă acum la o persoană. Doi oameni sunt convertiți în aceeași zi. Se duc la aceeași biserică, aceleași ocazii și frecventează aceleași întâlniri. 10 ani mai târziu, îl vei găsi pe unul cu mult mai spiritual decât cealaltă persoană. Chiar dacă au frecventat același număr de întâlniri, aceeași biserică, au citit aceeași Biblie și cu aceleași oportunități. De ce? Deoarece în acei 10 ani, în toate situațiile diferite pe care le-au confruntat cei doi și alegerile ce le-au făcut, un frate s-a lepădat de sine adeseori și a ales voia lui Dumnezeu. Celălalt a fost mai nepăsător și a fost indulgent cu sinele, mai deschis. Rezultatul este că primul frate este kilometri mai spiritual decât celălalt, chiar dacă amândoi au început în același punct. Ce a făcut acea diferență? Alegerile ce le-au făcut. Libera alegere determină cât de sfânt urmează să fii. Libera alegere va determina răsplata ce va fi în ceruri. Alegerile tale vor determina cât de aproape vei fi de Iisus în ceruri. Aceasta este cea mai mare răsplată pe care Dumnezeu o oferă omului. Deci vedem că libera alegere pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam a fost un dar foarte, foarte prețios. Și pentru mine este una din cele mai mari caracteristici ale lui Dumnezeu pe care le apreciez cu adevărat și am învățat ce important este de fapt că îmi permite libertatea de alegere. Când sunt cuprins de aceasta, produce un rezultat în viața noastră. Devenim ca Dumnezeul căruia ne închinăm. Dacă Dumnezeul căruia te închini nu este sfânt, devine sfânt. Dacă Dumnezeul căruia te închini este sfânt, devii și tu sfânt. În Psalmul 115 spune că un om care face un idol sfârșește devenind ca el. Psalmul 115, versetul 8. Acei ce fac idol devin ca ei. Noi devenim ca Dumnezeul căruia ne închinăm. Deci dacă Dumnezeul căruia mă închin, Dumnezeul adevărat, este unul ce îmi dă libertate completă să aleg, mă va face și pe mine așa în relație cu colegii de muncă și acei ce lucrează cu mine sau sub mine. Le voi da libertate deplină. Le voi da fraților din biserică, unde sunt un prezbitor, libertatea să aleagă. Și nu voi sta pe ei și îi voi controla așa cum fac cultele.
Oamenii din culte fac lucrul acesta deoarece nu îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu. Se închinui Dumnezeu fals. Ei îl numesc Iisus, dar este un alt Iisus. Când cineva caută să-ți controleze viața, în vreun fel, nu a înțeles primul lucru despre Dumnezeu. Ei au înțeles doar felul demonilor. Demonii posedă. Liderii cultelor încearcă să posede mintea ta, emoțiile tale, voința ta. Dar oamenii evlavioși îți vor da libertatea să alegi, așa cum Dumnezeul Atotputernic însuși o dă. Acesta este un principiu așa de important și dacă nu îl înțelegi, poți fi o victimă a pastorilor și liderilor creștini și predicatorilor care vor să îți controleze viața. Nu ceda în fața lor. Aceasta este calea diavolului. Biblia spune în 1 Corinteni 7, ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți robi oamenilor. Foarte, foarte important să ne reamintim aceasta. Alt dar pe care Dumnezeu i l-a dăruit omului este o conștiință. Acesta este un dar extraordinar. Conștiința este aceea ce ne spune când facem ceva greșit, imediat. Sau dacă vrei să faci ceva rău, conștiința spune, hei, asta e greșit, nu ar trebui să faci asta. Este conștiința aceea care ne păstrează pe calea unei vieți duhovnicești? Conștiința este comparată cu ochiul. Ochiul uman. Domnul Iisus spune, dacă ochiul unui om este curat, tot trupul lui este plin de lumină. Dacă vrei să știi ce este orbirea, închideți ochii pentru 15 secunde și vei ști ce este orbirea. Este teribil să fii orb. Pentru că avem vedere totul din afară, prin lumina ce cade pe obiectele din jur, pătrunde în creierul nostru și putem vedea obiectele, putem vedea oamenii. Și dacă ochii sunt afectați de cataractă, de orbire, de vreo boală, toată lumina nu mai intră înăuntru și nu mai putem vedea nimic. Aceasta se întâmplă când un om nu-i pasă de conștiința lui. Toți din noi recunoaștem că vederea este un dar foarte prețios. Avem doi ochi și chiar dacă unul este destul de bun să facă o mulțime de lucruri, nu vrem să pierdem niciun ochi. Vrem să-i folosim pe amândoi, deoarece avem astfel o imagine tridimensională datorită lor. De ce la așa de mulți oameni nu le pasă de conștiință? Conștiința este Duhul nostru, exact ce sunt ochii noștri pentru trup. Iisus a spus, lampa trupului este ochiul. Dacă ochii sunt curați, tot trupul va fi plin de lumină. El spunea, ai grijă ca ochiul tău să nu devină întuneric. Luca, capitolul 11, mijlocul capitolului. Cum se aplică aceasta la conștiința noastră? Când îți intră un fir de praf în ochi, știți că praful nu intră în ochi câteodată, ce faci? Îți este iritat ochiul, ochiul clipește într-una și chiar dacă faci o treabă foarte importantă, te vei opri. Vei merge la chiuvetă și vei spăla praful. Dar dacă nu-l vei clăti treptat, dacă praful se va acumula în ochiul tău, vei orbi. Leproșii câteodată nu sunt în stare să-și închidă pleoapele. Și dacă pleoapele rămân deschise tot timpul, praful se tot acumulează acolo și ajung orbi. Nu lepra cauzează orbirea, ci praful care se acumulează în ochi și ei nu pot să își închidă pleoapele, deoarece lepra a distrus acei mușchi ce controlează pleoapele. Exact cum suntem de grijulii cu vederea noastră, trebuie să fim atenți cu conștiința. Gândiți-vă la un exemplu. Când faci ceva rău, este ca și cum praful este pe conștiința ta și nu o cureți. Apoi faci din nou un lucru rău, din nou praf pe conștiință. Tu permiți praful să se acumuleze pe conștiință o perioadă lungă de timp. Este ca și cum s-ar acumula praf pe ochii tăi. Ce se va întâmpla la un moment dat? Vei deveni orb spiritual. Nu vei putea vedea când citești în Biblie și nu vei lua nimic din ea. Nu vei fi în stare să vezi realitatea lui Dumnezeu. Nu vei fi în stare să vezi adevărurile spirituale. Nu vei fi în stare să primești revelații divine pentru a trăi viața pe acest pământ. Vei avea multe probleme dacă nu ești atent cu conștiința să o protejezi și să o menții curată. De aceea, recomand oamenilor, exact cum facem cu ochii noștri, de îndată ce conștiința ta te convinge de ceva, curăț-o. Mergi la Dumnezeu, recunoaște-te și spune, Doamne, îmi pare rău, am făcut aceasta, asumă-ți vina, nu da vina pe alți oameni ca Adam. Spune, Doamne, am făcut asta, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat.
Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, 1 Ioan 1,9, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă umbli în lumină, 1 Ioan 1,7, așa cum El este în lumină, avem părtășie unul cu altul și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Așadar, conștiința este o parte foarte, foarte importantă a Duhului nostru. Este cea mai importantă parte a ființei noastre și trebuie să o protejezi așa cum îți protejezi ochii. Dați-mi voie să folosesc încă o ilustrație. Mustrarea conștiinței este ca durerea în corpul nostru. Când un spin înțeapă piciorul tău, imediat simți durerea. Acea durere este o binecuvântare. Pentru că dacă nu simți acea durere, spinul va rămâne în picior, nu vei ști că este un spin acolo, piciorul se va infecta și va fi plin de puroi. Și nu vei ști asta pentru că nu simți nicio durere. Este pe talpa piciorului tău. Și în final, piciorul tău devine gangrenos și va trebui tăiat. Ce l-ar salva ca să nu fie tăiat? Durerea. Știi că durerea este una din marile binecuvântări care le-a lăsat Dumnezeu în trupul nostru? Durerile de stomac, de exemplu. Să presupunem că ai dureri de stomac repetate. Asta îți va produce îngrijorare. Este indiciul că este ceva rău cu trupul tău. Acea durere te va face să mergi la doctor. Și doctorul se va uita la corpul tău și va spune, da, te-ai îmbolnăvit, dar ai aici o tabletă care te poate vindeca. Tu iei tableta, iei antibioticul, orice ar fi și problema este rezolvată. Dar tu ai detectat problema prin durere. Gândește-te dacă nu ai fi avut dureri. Ceva este rău în corpul tău și tu nu ai dureri de stomac. Și te gândești că viața e minunată pentru că nu ai dureri de stomac, dureri de cap. Dar fără dureri, nu simți nimic, problema se agravează, corpul se distruge și tu nu simți lucrul acesta. Slavă Domnului pentru darul durerii prin care simțim lucrurile. Dacă nu mai simți dureri, corpul tău ar muri foarte repede. Durerea este cea care ne protejează de boli. Conștiința este exact așa. Când conștiința te convinge, hei, ai făcut acel lucru greșit, este dureros. Și dacă o ignori, o omori prin respingere, după o vreme nu vei mai auzi glasul conștiinței. V-am ilustrat aceasta pentru voi. Gândiți-vă la un copil de 2 ani ce spune o minciună mamei lui. Mama lui îl întreabă ceva. Ascultă, fiule, tu ai făcut asta? Și copilașul se uită în sus și spune, nu, mami, nu am făcut eu. Dar poți vedea în felul cum spune, când toată fața lui se înroșește, că îți spune o minciună. Pentru că nu este foarte dibaci în ascunderea minciunii sale. Felul cum spune dovedește singur aceasta. Deoarece conștiința îi spune, ai greșit. Vei vedea apoi acel copil după 20 de ani. A spus așa de multe minciuni și când a ajuns la 20-25 de ani, îți poate spune o minciună cu o față așa de luminoasă că îl vei crede. El îți poate spune, oh, nu știu despre ce vorbești, într-un așa fel că vei crede minciuna. Oamenii sunt actori buni. Tu și eu știm cât de ușor este pentru noi să joci teatru și să spui o minciună despre ceva. Cum am ajuns în acest loc? Pentru că am ucis vocea conștiinței pentru mulți, mulți, mulți ani și te-ai distrus singur cu acest procedeu. Acesta este motivul pentru care mulți oameni nu devin mai duhovnicești, pentru că și-au ucis vocea conștiinței în diferite domenii ale vieții. Au poftit sexual cu ochii și în toate felurile interzise până ce conștiința a fost omorâtă. Și este imposibil pentru ei să fie curați acum. Dar este o speranță. Dacă îți deschizi ființa la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El poate să ne resensibilizeze conștiința și să o facă puțin câte puțin, tot mai sensibilă, pentru ca peste o vreme să devenim din nou duhovnicești. Acestea sunt veștile bune ale Evangheliei și sunt valabile și pentru tine. Vii la Iisus Hristos și spui, Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă, curăță-mă, umple-mă cu Duhul Sfânt și El îți va răspunde. Dumnezeu să vă binecuvinteze!